Domnul Iisus, de jertfa Lui de pe cruce, de patimile Lui, de sângele vărsat, de suferințele pe care le-a îndurat. Ne aducem aminte de lucrarea de pe cruce, fără de care n-am fi putut fi mântuiți și n-am fi în locul acesta și n-am avea un viitor fericit și n-am avea o nădejde sigură. Dar datorită Domnului Iisus, le avem pe toate acestea, binecuvântat să-i fie numele. Înălțăm numele Domnului nostru în adunarea noastră și în această zi. Și haideți acum să ne rugăm cu toții, să ne rugăm cu credință, să ne rugăm din toată inima și să rugăm pe El să fie la cârma serviciului divin, a serviciilor divine din această dimineață. Să cerem să dea putere Evangheliei, să insuflețească pe cei care cântă, să-și plece urechea la glasurile noastre, să ne primească închinarea și să ne ajute să ne bucurăm în Duhul Sfânt și mai ales să-i spunem Domnului: Doamne, învrednicește-ne! Ajută-ne ca astăzi, 6 decembrie 2015, să stăm la masă cu Tine, să ne împărtășim din trupul Tău și din sângele Tău, ca să avem viață spirituală din belșug, împreună cu toții să ne rugăm Domnului.
Să cântăm împreună cu toții pentru slava lui Dumnezeu o cântare. Când Iisus Hristos m-a mântuit, har din harul Său El mi-a dăruit, pacea Lui mă face fericit și mă îndeamnă într-una să-i cânt. Doamne, te slăvesc și mei, în prima parte a primului serviciu divin din această dimineață, vom face mai multe rugăciuni înaintea lui Dumnezeu. Vom cânta împreună și formațiile bisericii de asemenea vor cânta și îl vor lăuda pe Domnul. În a doua parte, vom asculta cuvântul lui Dumnezeu care va fi predicat. Pentru prima parte, ca îndemn pentru rugăciunile noastre, citesc un text biblic din 1 Împărați, capitolul 18, de la versetul 41 până la versetul 46, pagina 382 în Sfânta Scriptură. 1 Împărați 18, de la versetul 41. Apoi Ilie a zis lui Ahab, suie-te de mănâncă și bea, căci se aude vuie de ploaie. Ahab s-a suit să mănânce și să bea, dar Ilie s-a suit pe vârful Carmelului și plecându-se la pământ, s-a așezat cu fața între genunchi și a zis slujitorului său, suie-te și uită-te înspre mare. Slujitorul s-a suit, s-a uitat și a zis, nu este nimic. Ilie a zis de 7 ori, du-te iarăși. A 7-a oară, slujitorul a zis, iată că se ridică un mic nor din mare, ca o palmă de om. Ilie a zis, suie-te și spune lui Ahab, înhamă și coboară-te, ca să nu te oprească ploaia. Peste câteva clipe, cerul s-a negrit de nori. A început vântul și a venit o ploaie mare. Ahab s-a suit în car și a plecat la Israel. Și mâna Domnului a venit peste Ilie
care și-a încins mijlocul și a alergat înaintea lui Ahab până la intrarea în Israel. Amin. Dragii mei, textul biblic citit îl prezintă pe unul dintre cei mai mari oameni ai credinței din toate vremurile în rugăciune. E vorba de Ilie. Și aș vrea în această dimineață să ne uităm la omul acesta, să vedem cum s-a rugat și cum a fost ascultat de Dumnezeu. Biblia spune că acolo pe Carmel, pe muntele Carmel, prorocul Ilie, acest titan al credinței în Dumnezeu, s-a rugat cu fața între genunchi. În această zi ne aducem aminte de Domnul care în Ghețimani a îngenunchiat și s-a rugat Tatălui Ceresc. Și ne vom ruga Domnului și stând pe picioare și stând pe genunchi. Urmează să facem o rugăciune stând pe genunchi. Să ne rugăm Domnului din toată inima și să-i mulțumim pentru toate lucrurile în numele Domnului Iisus Hristos. Să-i mulțumim că am ajuns la ultima împărtășire din anul 2015. Să-i mulțumim pentru viață și sănătate. Să-i mulțumim pentru harul pe care ni l-a dat în fiecare zi. Să-i mulțumim că ne-a purtat cu carul lui de biruință. Să-i mulțumim că într-o vreme a necredinței nu ne-am pierdut credința, ci prin credința pe care o avem în inimi, biruim lumea și în numele Mântuitorului suntem mereu mai mult decât biruitori. Să mulțumim Domnului pentru familiile pe care ni le-a dat. Să-i mulțumim și pentru hrană și pentru ocrotire. Să-i mulțumim pentru toate lucrurile și mai ales să-i mulțumim pentru faptul că avem numele scrise în cartea vieții și mântuirea este o certitudine. Grija noastră trebuie să fie numai să o ducem până la capăt, cu frică și cu cutremur, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Haideți pentru toate aceste lucruri să mulțumim Domnului, îngenunchem și ne rugăm. Thank you.
să ocupăm locurile și să cântăm din nou împreună pentru slava Domnului o cântare. Nădejdea mea e în Dumnezeu, puterea Lui e mare. Nădejdea mea e în Dumnezeu, puterea Lui e mare. Va cânta pentru slava Domnului o cântare și apoi ne pregătim din nou pentru rugăciune.
Și surori, pentru noi cei din Biserica Pentecostală Gloria din Arad, marțea trecută a fost o zi de post și rugăciune. În mod deosebit, am stat înaintea lui Dumnezeu și ne-am rugat pentru trei cauze. Am avut în vedere trei obiective și vi le aduc aminte, chiar dacă le știți foarte bine. În primul rând, ne-am rugat și am postit pentru unitatea acestei biserici, din care facem parte. Pentru biserica aceasta în care ne pregătim pentru răpire. Și așa de important ca ei să nu fie dezbinare, să nu fie ură, să nu fie resentimente, ci să ne iubim unii pe alții așa cum Domnul ne-a iubit. E așa de important să înțelegem că suntem frați și suntem frați cu Domnul Iisus Hristos. E așa de important să înțelegem că dacă Dumnezeu ne iubește, că iubire veșnică este datoria noastră să ne iubim unii pe alții. Și ne-am rugat și am postit pentru unitatea acestei biserici și pentru propășirea ei spirituală. De altfel, acolo unde există unitate, există și propășire. Apoi ne-am rugat Domnului pentru împărtășirea de astăzi. Întotdeauna cina Domnului e o mare sărbătoare pentru sufletele noastre. Și am cerut Domnului și continuăm să-i cerem să ne învrednicească El și să ne ajute să stăm la masă cu mare bucurie. Să ne împărtășim din trupul și sângele Domnului Iisus și nu cumva vreunul dintre noi împărtășindu-se să-și mănânce și să-și bea propria osândă. Pentru că Biblia spune clar, cine nu deosebește trupul Domnului, se face vinovat înaintea lui Dumnezeu. Vinovat de trupul Domnului și de sângele Domnului. Și n-am vrea să ne facem vinovați. N-am vrea ca în urma împărtășirii să mergem în jos, să coborâm, ci am vrea să creștem spiritual. Am vrea să ne apropiem de Domnul nostru. Pentru că Biblia spune, chipul Domnului Iisus trebuie să se vadă în viața mântuitului, în viața celui care se împărtășește și vrea să ajungă în cer. Și apoi știți foarte bine, ne-am rugat și am postit pentru cei care sunt în suferință. În rugăciunea care urmează, vă chem să avem în vedere două dintre cele trei obiective. Împărtășirea și unitatea bisericii. De altfel, împărtășirea ajută unitatea. Pavel scrie la 1 Corinteni, capitolul 10, că dacă noi, care suntem mulți, mâncăm din aceeași pâine, trebuie să fim una. Pentru că spiritual vorbind, formăm același trup. Suntem mădulare în același trup. Ne împărtășim dintr-o pâine și în același timp facem parte din același trup spiritual. Și împărtășirea e normal să ajute unitatea. Haideți în rugăciunea care urmează să cerem Domnului încă o dată și încă o dată. Să ne învrednicească El, să ne împărtășim. Noi ne pregătim ca oameni cât putem. Și în această rugăciune să apelăm la sângele Domnului încă o dată. Să ne mărturisim păcatele, să ne cerem iertare lui Dumnezeu. Și să-i spunem din adâncul inimii, Doamne, ajută-ne să ne apropiem de Tine, să stăm la masă cu Tine.
să simțim prezența Ta, să ne întărim în omul dinăuntru, să ne pregătim pentru marele eveniment care se apropie. Vorbesc despre răpire. Și apoi să ne rugăm Domnului pentru unitatea noastră, unitatea frățească. Știți că erau mii de credincioși la un moment dat la Ierusalim și Biblia spune că erau toți o inimă și un gând, un suflet, erau toți una în Hristos Iisus, Domnul nostru. Pentru împărtășirea de astăzi și pentru unitatea bisericii, să ne rugăm Domnului cu credință. Ne plecăm pe genunchi și ne rugăm.
Amin, vă rog să ocupați locurile și vom cânta din nou pentru slava Domnului o cântare. Ce minunat e să fii dintr-o familie, familia sfântă a Domnului Iisus. Ce minunat e să fii într-o familie, familia sfântă a Domnului Iisus. Ce minunat e să fii într-o familie, familia sfântă a Domnului Iisus. Suntem o familie unită. Suntem o familie unită, suntem
continuare corul de fete și fanfara vor cânta pentru slava Domnului și apoi ne vom ruga din nou Tatălui Ceresc în numele Domnului Iisus. Golgota, sub soarele tare arzând.
Dragii mei, ne vom ruga acum pentru cei care sunt în suferință. Sigur, sunt multe forme de suferință. Noi când zicem la suferință, ne gândim în primul rând la cei care sunt bolnavi în trup. Și adevărat că sunt foarte mulți bolnavi în trup și ne vom ruga Domnului pentru ei, pentru bolnavii noștri și pentru alții pe care îi cunoaștem, cât și pentru aceia care ne-au cerut lucrul acesta. Dar există și foarte mulți care au dureri sufletești, probleme și necazuri în familie. Spunând o dată, suferințele sunt de multe feluri și există multe forme de suferință și am vrea să ne rugăm Domnului pentru cei care sunt în suferință. Apoi ne rugăm pentru bolnavii bisericii și rog să se afișeze lista. Ne rugăm de asemenea pentru cei care au trimis bilete la amvon în această dimineață și le citesc foarte repede. Vă rog frumos să vă rugați pentru sora Lucia, mamă de 3 copii, care este bolnavă, diagnosticul încă nu este cunoscut, dar Domnul să aibă milă de ea și să o vindece. Amin. Să ne rugăm pentru Claudia, ca Domnul să o vindece pentru că este bolnavă și sora Ana scrie, numai Domnul poate face lucrul acesta și noi zicem, amin, să facă Domnul și să o vindece. Rog biserica să se roage pentru fata și băiatul meu, pe nume Helga și Petru. Domnul știe care sunt problemele, El să aibă milă și să lucreze. Amin. Iubită biserică, vă rog să vă rugați pentru soțul meu Ștefan, care este bolnav, pentru ca Domnul să-l vindece. Biletul este scris de soția acestui frate, sora Lenuța. Domnul să aibă milă și de bărbatul acesta. Amin. Ieri după masă, când am ajuns acasă, o vecină a trecut pe lângă noi, e o femeie de vârsta părinților mei, zic de vârsta mamei mele, poate chiar ceva mai mare, sau cam așa, și spune, auzi, tu mă cunoști de când erai copil. Și așa este, vecina noastră. Mi-a spus care e suferința și a zis, roagă-te și rugați-vă și pentru mine. E adevărat că mi-a spus că să nu-i spun numele, dar Domnul cunoaște toate persoanele și toate cazurile. E vecina noastră, rugați-vă și pentru ea. Să-i dea Domnul sănătate în trup și mai ales să-i îndrepte inima înspre Dumnezeu, să creadă în Domnul Iisus și să primească mântuirea. Ne rugăm apoi pentru sora Florica Ardelean, care alaltă ieri dimineața a fost operată. Să-i dea Domnul sănătate de plină. Ne rugăm pentru fratele Viorel Trif, să-i dea Domnul și lui sănătate de plină. Ne rugăm pentru cei care sunt pe lista bisericii. Domnul să aibă milă. Și vedeți, pentru mulți ne rugăm de multă vreme și ne-am rugat de zeci de ori. Și poate sunt unii care întreabă, e cazul să ne mai rugăm? Eu mai spus aici, atâta timp cât omul este în viață, noi ne rugăm pentru el. Până când Dumnezeu face ceva, ori îl vindecă, ori îl duce în veșnicie. Cred că datoria noastră este să ne rugăm unii pentru alții și mai ales să strigăm către Domnul pentru cei care sunt în suferință. În dimineața aceasta am citit un text care ne îndeamnă să ne rugăm și să nu ne lăsăm. Să stăruim înaintea lui Dumnezeu. Ilie a fost un om care a stăruit în rugăciune. Iacov scrie despre el că s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat 3 ani și 6 luni. Apoi s-a rugat să vină ploaia și a venit ploaia. Și noi am citit textul biblic în această dimineață care vorbește despre stăruința lui Ilie pe muntele Carmel pentru ploaie. S-a rugat să vină ploaia. Nu ploase 3 ani și 6 luni. Și atunci când nu plouă este secetă și moarte și disperare. Și așa a fost în Israel și în împrejurim, pentru că 3 ani și 6 luni a plouat. Și Biblia spune că omul acesta al credinței, cu fața între genunchi, s-a rugat lui Dumnezeu și de 7 ori și-a trimis slujitorul să vadă, să se uite în depărtări,
să vadă dacă nu sunt semne de ploaie. Și a șaptea oară a venit slujitorul și a spus, se vede un nor mic, cât o palmă de om, ridicându-se din mare. Și era foarte clar pentru Ilie că este un semn de ploaie. Și într-adevăr, peste puțină vreme, a început să plouă. Dar nu s-a rugat o singură dată. Și nu cred că s-a rugat câte cuvinte și a spus, Doamne, dă ploaie, amin. Din ce moment s-a rugat cu fața între genunchi, acolo pe munte? Eu cred că rugăciunea a fost lungă și stăruitoare. Și nu s-a rugat o singură dată, s-a rugat de mai multe ori. Și n-a încetat să se roage până când a venit ploaia pe fața pământului. Pentecostalii cred în stăruință și practică stăruința. E adevărat că deosebit noi stăruim pentru botezul cu Duhul Sfânt și umplerea cu Duhul Sfânt. Dar ar trebui să stăruim în rugăciune și pentru bolnav. Și atunci când ne rugăm pentru bolnav. Și când cerem de la Domnul diferite lucruri. Asta e regula pe care Dumnezeu a stabilit-o. Nu că Dumnezeu nu știe de ce avem nevoie. El ne cunoaște toate nevoile. Înainte ca să ne deschidem gura, înainte ca să rostim cuvinte, Dumnezeu știe ce avem în inimă și care ne sunt problemele. Dar dacă Fiul lui Dumnezeu s-a rugat și s-a rugat așa de mult, a petrecut ceasuri și nopți în rugăciune, noi n-ar trebui să ne rugăm mai mult, mai insistent, mai stăruitor înaintea lui Dumnezeu? Vă invit să vă ridicați și să ne rugăm Tatălui în numele Domnului Iisus. Călăuziți de Duhul lui Dumnezeu cu toată credința. Ne rugăm pentru bolnavii pe care am amintit. Ne rugăm pentru cei care sunt în suferință. Ne rugăm pentru cei care au probleme și așteaptă tulburarea apei de multă vreme. Acum când ne rugăm pentru bolnavi și suferinți, Iisus, care trăiește veșnic, să spună cuvânt de vindecare pentru fiecare. El este același ieri, astăzi și în veci. El nu s-a schimbat. El stă la treapta Tatălui. Stă pe scaunul de domnie împreună cu Tatăl. Noi credem în semne și minuni. Noi credem în vindecările divine. Avem experiențe cu El. Nimeni nu este ca Dumnezeul nostru. Ne închinăm înaintea Lui și Îl slăvim. Și haideți să ne rugăm Lui în numele Fiului Său pentru toți bolnavii pe care i-am amintit, pentru toți aceia pe care îi cunoaștem, să ne rugăm din toată inima. Amin.
să mai rămânem pe picioare și împreună cu toții să cântăm și să lăudăm pe Domnul. Crucii urmași al mielului, eu nu mă tem, ci-l voi vesti slăvind numele Lui. Eu sunt un ostaș al crucii, urmaș al mielului. Eu nu mă tem, ci-l voi vesti slăvind numele Lui. Când lupta e gata, vom purta curuna, vom purta curuna, vom purta curuna. Să reocupați locurile și în continuare pentru slava Domnului vor cânta corul bărbătesc, apoi corul de fete, iar după corul de fete, corul mixt. Să piară orice fel de răutate din
pocăință, vino adevărat închinător. Vino la cruce și crezând primește iertare în adevăr și ce păcat. Și când Hristos în viața ta domnește, alungă tot ce rău și necurat. Veniți cu toți de grabă azi la cruce,
Ilie, omul lui Dumnezeu, s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat 3 ani și 6 luni. Apoi s-a rugat din nou cu stăruință să plouă și a venit ploaia pe fața pământului. Și după ce a venit ploaia, evreii și alte popoare au scăpat de criza prelungită, de secetă și de foame. Momentul prezentat în Cartea Împăraților nu este singurul din istoria lui Israel și nici din istoria popoarelor. Din când în când omenirea trece prin crize și uneori crizele sunt foarte mari. Și pe vremea lui Ioel a fost o criză profundă. Și Biblia spune că la un moment dat Dumnezeu a vorbit poporului prin Ioel. În vremea în care era o criză profundă și poporul era în primejdie. Și ascultați ce i-a spus Dumnezeu. Nu te teme, pământule, ci bucură-te și veselește-te, căci Domnul face lucruri mari. Nu vă temeți, fiare de pe câmp, căci izlazurile pustiului iarăși vor înverzi, pomii își vor da roadele, smochinul și vița își vor da rodul lor. Și voi, copii ai Sionului, bucurați-vă și veseliți-vă în Domnul Dumnezeul vostru, căci El vă va da ploaie la vreme. Vă va trimite ploaie timpurie și târzie ca odinioară. Și când vine ploaia, se înviorează și am putea spune că revine la viață vegetația. Revine speranța de viață. Și Dumnezeu prin Ioel a spus lui Israel, vă voi da ploaie timpurie și ploaie târzie. Și așa este în Israel, sunt două ploi și nu prezint detalii acum, în diferite momente ale anului. Dar textul acesta are o valoare spirituală deosebită, știm foarte bine. Din Ioel Petru a citat la Ierusalim în ziua cincizecimii, pentru că ploaia este unul dintre simbolurile Duhului Sfânt. Și Dumnezeu a spus prin Ioel atunci, după aceea voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa visuri și tinerii voștri vor avea vedenii. Chiar și peste rob și peste roabe voi turna Duhul meu în zilele acelea. Spunând că odată ploaia este unul dintre simbolurile Duhului Sfânt. Petru a citat din Ioel în ziua cincizecimii. Iar noi, credincioșii penticostali, avem următoarea interpretare a profeției lui Ioel. Credem că ploaia timpurie s-a revărsat peste inimi. Atunci, la început, în ziua cincizecimii, în anii aceia, iar ploaia târzie s-a revărsat peste inimile credincioase, născute din nou în vremurile noastre. De altfel, mișcarea penticostală este o mișcare a Duhului Sfânt. Prin poporul penticostal, prin biserica penticostală, Dumnezeu a restaurat învățătura despre botezul cu Duhul Sfânt și despre darurile Duhului Sfânt. Ilie pe Carmel s-a rugat să dea Domnul ploaie. Dumnezeu a promis prin Ioel ploaie, ploaie timpurie și ploaie târzie. N-ați vrea să ne rugăm și noi acum pentru ploaie? Și mă refer la cea spirituală. Să aibă Domnul milă de noi și să trimită stropii binecuvântați ai Duhului Sfânt să ne învioreze inimile, să cerem chiar acum Domnului cu credință să ne umple de Duhul Sfânt. Fiți plini de Duh! Le-a scris Pavel efesenilor. E nevoie de plinătatea Duhului Sfânt. Avem nevoie să fim plini pentru a rodi roada Duhului. Și Pavel spune, roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, credincioșia, blândețea, facerea de bine. Avem nevoie de plinătatea Duhului Sfânt ca să câștigăm bătăliile spirituale pe care le purtăm împotriva vrăjmașului în fiecare zi. Și n-am vrea să fim biruiți. N-am vrea să ne pierdem credința, n-am vrea să ne pierdem cununa.
N-am vrea să ne pierdem răsplata. Am dorit ca numele Domnului să fie mai mult decât biruitori și pentru aceasta e nevoie să fim plini de Duhul Sfânt. Doamne, ai milă de noi, ai milă de gloria în această dimineață și lasă ca adierea Duhului Sfânt să fie simțită de toate inimile și să toarne Domnul Duhul Său în toate candelele, în toate inimile în această dimineață. Și apoi avem nevoie de plinătatea Duhului Sfânt să-L mărturisim pe Domnul Iisus. Nu numai noi care predicăm trebuie să-L mărturisim pe El. Toți trebuie să fie martori al lui Hristos. Într-o vreme a necredinței, într-o vreme în care lumea se secularizează și îl contestă tot mai mult pe Dumnezeu și cheamă la necredință și influențează popoarele lumii într-un sens rău, noi trebuie să-L mărturisim pe Iisus și să le spunem tuturor, Îl cunoaștem personal, a fost mort, a înviat și este viu în vecii vecilor. E în cer și este în inimile noastre. El botează cu Duhul Sfânt, El vindecă bolnavii, El înviorează inimile, bisericile și familiile. El este speranța noastră, binecuvântat să fie numele. Vă invit să vă ridicați și pentru ploaia Duhului Sfânt cu credință să ne rugăm Tatălui în numele Domnului Iisus. Rămânem pe picioare și cântăm împreună pentru lauda Domnului și în timpul cântării comune facem colecta din această dimineață.
Noi credem în Iisus și în jertfa sfântă, în mântuirea dată prin Hristos. Noi credem în Iisus și în jertfa sfântă, în mântuirea dată prin Hristos. Noi credem că Iisus vine cu să reocupați locurile, voi face câteva anunțuri și apoi va cânta fanfara din nou pentru slava Domnului. Vineri seara am fost la Târgu Jiu, la o seară de evanghelizare și biserica de acolo, frații păstori pe care i-am întâlnit, vă salută în numele Domnului Iisus Hristos. După masă ne întâlnim în locul acesta de la ora 18 și vom avea un serviciu divin de evanghelizare. Mâine după masă de la 5 la biroul bisericii avem programul de consiliere spirituală. Mâine seară la ora 19 se întâlnesc tinerii pentru laudă, cântare și cuvântul lui Dumnezeu. Apoi marți la 19 programul special de rugăciune. Joi de la ora 19 serviciul divin de peste săptămână, iar duminica următoare 13 decembrie servicii divine dimineață de la 9 și după masă de la ora 18. Și în toate și pentru toate, numele Domnului să fie slăvit. Amin. Ascultăm fanfara.
invit să vă ridicați și cu atenție să ascultăm citirea Cuvântului lui Dumnezeu. După ce va fi citit textul biblic, ne reașezăm pe locurile noastre și cu atenție să ascultăm predicarea Cuvântului Sfânt. Frașilor, textul pentru învățătura noastră în dimineața aceasta este cel programat în calendarul Bisericii Pentecostale, și anume a doua epistolă scrisă de Sfântul Apostol Pavel către Corinteni. Primul capitol începe cu versetul 3. 2 Corinteni, capitolul 1, de la versetul 3 până la versetul 11, Cuvântul Domnului. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele Îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca, prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Căci, după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos, tot așa, prin Hristos, avem parte din belșug și de mângâiere. Așa că, dacă suntem în necaz, suntem pentru mângâierea și mântuirea voastră. Dacă suntem mângâiați, suntem pentru mângâierea voastră, care se arată prin faptul că răbdați aceleași suferințe ca și noi. Și nădejdea noastră pentru voi este neclintită, pentru că știm că dacă aveți parte de suferințe, aveți parte și de mângâiere. În adevăr, fraților, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsați peste măsură de mult, mai presus de puterile noastre, așa că nici nu mai trăgeam nădejde de viață. Ba încă, ne spunea gândul că trebuie să murim, pentru ca să ne punem încrederea nu în noi înșine, ci în Dumnezeu care învie morții. El ne-a izbăvit și ne izbăvește dintr-o astfel de moarte și avem nădejdea că ne va mai izbăvi încă. Voi înșivă ne veți ajuta cu rugăciunile voastre, pentru ca binefacerea făcută nouă prin rugăciunile multora să fie pentru mulți un prilej de mulțumiri lui Dumnezeu pentru noi. Amin. Rog să reocupați locurile. Frați și surori, aș începe gândurile pe care în această dimineață le aduc înaintea dumneavoastră, așa cum am început citirea din această dimineață, cu această adresare și lăudare la adresa lui Dumnezeu: binecuvântat să fie numele Domnului. Pentru că până aici a fost de partea noastră. Este ultima duminică în care stăm la masă în anul de grație 2015 cu Domnul și uitându-ne retrospectiv la tot ce a însemnat anul acesta, la toate binefacerile și la toate binecuvântările pe care le-am avut în mod deosebit la un serviciu special de cina Domnului, nu putem să spunem altceva decât binecuvântat să fie numele Domnului. Apoi, binecuvântat să fie numele Domnului că suntem în casa lui Dumnezeu, din nou în preajma cuvântului lui Dumnezeu. Și avem această posibilitate ca din nou prin cuvânt să învățăm care este voia lui Dumnezeu, despre care tot Sfântul Apostol Pavel scrie că voia lui Dumnezeu este bună, este plăcută și este desăvârșită. Și vă aduc aminte că ori de câte ori suntem la serviciile noastre divine și avem înaintea noastră cuvântul lui Dumnezeu, învățăm din acest cuvânt al lui Dumnezeu ce trebuie să facem și cum trebuie să fim tot mai plăcuți Domnului și astfel să ne pregătim pentru ceea ce înseamnă lucrarea lui Dumnezeu. O lucrare care avem aici de făcut, dar în mod deosebit să ne pregătim pentru momentul acela când Domnul va veni și vom fi pentru totdeauna împreună cu El. Domnul pe toți să ne binecuvânteze la lucrul acesta. Frați și surori, chiar dacă este cina Domnului, n-am ales un pasaj, să zic, consacrat lucrării care ne stă înainte, ci am vrut să respect și să rămân în calendarul Bisericii Pentecostale, pentru că avem această învățătură dimineață și legăm pasajele, textele, învățătura dintr-o duminică cu altă duminică și astfel căutăm să înțelegem cât mai bine cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru dimineața aceasta am rămas la acest pasaj din cea de-a doua epistolă pe care Apostolul Pavel o scrie către Corinteni. Și fac înaintea dumneavoastră mențiunea că între cele două epistole, între 1 Corinteni și 2 Corinteni, există o diferență de abordare în ceea ce privește subiectul. Chiar dacă destinatarul este același, biserica din Corint, subiectele pe care Apostolul Pavel le abordează sunt diferite. În 1 Corinteni, Apostolul Pavel în mod deosebit răspunde provocărilor și problemelor care erau în biserica din Corint.
Și la un moment dat, biserica aceea, și noastră cunoașteți foarte bine cei care vă îndeledniciți cu cititul Scripturilor, cunoașteți că biserica din Corint, între bisericile pe care Apostolul Pavel le-a fondat, a fost o biserică cu totul și cu totul aparte, cu un statut parcă mai special. Acolo, în mijlocul bisericii, apăruseră câteva probleme, semne de întrebare, și Apostolul Pavel se vede nevoit să le clarifice. Și astfel, din clarificarea celor probleme, se naște 1 Corinteni. Se naște prima epistolă în care Apostolul caută să pună la punct problemele care se iviseră în Corint. Spre deosebire de 1 Corinteni, în cea de-a doua epistolă pe care Apostolul Pavel o scrie, el abordează cu totul și cu totul un alt subiect. Erau în continuare câteva probleme, le abordează în această a doua epistolă, dar în mod deosebit Apostolul Pavel în a doua epistolă pune accentul pe aspecte ale lucrării sale ca și o dovadă a apostoliei lui. Cu alte cuvinte, apostolul caută să-i facă părtași pe corinteni la experiențele pe care el le-a trăit. Nu numai el, ci toți cei care intraseră poate la un moment dat în contact cu ceea ce înseamnă biserica din Corint. De aceea, capitolul acesta, primul, pasajul acesta, pericopa aceasta pe care am adus-o înaintea dumneavoastră, de la versetul 3 până la versetul 11, nu se disociază de ceea ce înseamnă 2 Corinteni. Pentru că Apostolul Pavel, în pasajul acesta, abordează o temă nu pe care o găsim numai în 2 Corinteni, ci o temă pe care o găsim, aș putea spune, în aproape toate epistolele pauline. Apostolul Pavel scrie, insuflat de Duhul Sfânt, 14 epistole în canonul Noului Testament. Și dacă veți uita cu atenție, începând cu Romani și până la Evrei, epistolele care aparțin acestui bărbat al credinței creștine, veți vedea că această temă se regăsește aproape în toate epistolele pe care apostolul le scrie. Și anume, apostolul vorbește dintr-o experiență personală. Abordează o teologie a suferinței. Teologia suferinței. Uitați-vă, vă rog frumos, și vă deschid tot la 2 Corinteni, dar în capitolul 11. Și uitați-vă, vă rog frumos, experiența pe care apostolul a avut-o, 2 Corinteni, capitolul 11, începând cu versetul 23. În ostenel și mai mult, în temnițe și mai mult, în lovituri fără număr, de multe ori în primejdii de moarte, de 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. Știți ce înseamnă aceasta? 195 de lovituri. Și nu erau mângâieri loviturile acelea pe care apostolul le primise. Merg mai departe. De 3 ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu pietre. De 3 ori s-a sfârmat corabia cu mine, o noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustiu, în primejdii pe mare, în primejdii dintre frați mincinoși, în ostenel și necazuri, în priveghiuri adesea, în foame, în sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte. Toate acestea caracterizau viața apostolului Pavel. Și atunci apostolul, în epistola aceasta în mod deosebit și în alte epistole, abordează această tematică deosebit de importantă, și anume suferința. Haideți în această dimineață, plecând de la textul acesta, de la acest cuvânt al lui Dumnezeu, să căutăm să răspundem la o întrebare care cred că este persistentă în inimile noastre, poate ale fiecăruia, sau a celor mai mulți care suntem în locul acesta. De ce este suferință în lumea aceasta? Aș merge mai departe, de ce trebuie totuși cel credincios să sufere? Apostolul scrie aici, se spune: în adevăr, fraților, nu vreau să vă las în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia. Am căutat să înțeleg care a fost necazul care l-a lovit pe Pavel și la ce se referă în momentul în care el vrea să-i facă părtaș pe corinteni la problematica aceasta, la problema aceasta. Și ceea ce eu am găsit că s-ar potrivi poate cel mai bine, deși se pare că și înainte de momentul acesta, de scrisoarea aceasta sau de interacțiunea apostolului Pavel cu biserica din Corint, el a mai trecut prin alte și alte experiențe, dar ceea ce cred că se potrivește cel mai bine este ceea ce scrie Faptele Apostolilor la capitolul 19 despre răscoala argintarului Dimitrie. Vă rog,
uitați-vă la pasajul acela și la revolta care a fost acolo și apostolul Pavel a fost scăpat împreună cu cei care erau în echipa lui de slujire. Abia au fost scăpați din mâinile celor ce se porniseră atât de vehement împotriva lor. Și probabil că apostolul face aluzie la experiența aceea și spune: am trecut printr-o experiență încât la un moment dat deja gândeam că va trebui să și murim. Și le scrie corintenilor despre experiența aceasta. Și în pasajul acesta, de fapt de la experiența aceasta, apostolul abordează această problematică a suferinței. De aceea, în dimineața aceasta, în câteva minute pe care le avem la dispoziție, haideți să ne uităm la ce înseamnă suferința în viața celui credincios și de ce Dumnezeu îngăduie suferința în viața celui credincios. Frați și surori, știu că trăim într-o lume în care există atâtea și atâtea învățături. Și cele mai multe circulă în paralel cu ceea ce înseamnă Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Există o așa numită teorie a Evangheliei Prosperității. Ce spune Evanghelia Prosperității sau adepții Evangheliei Prosperității? Aceștia vin și spun în felul următor că, de fapt, suferința nu există și că, la urma urmei, suferința nu este voia lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că, într-o oarecare măsură, așa este. Suferința nu este voia lui Dumnezeu, dar suferința există. Ne place sau nu ne place, necazuri, probleme. Ne-am rugat mai înainte pentru cei care suferă și spunea fratele păstor, suferința nu este numai cea care o avem în trupurile noastre, ci există suferință și la nivel de suflet, da? Suferim. Uitați-vă, vă rog frumos, că în momentul în care Dumnezeu a creat toate lucrurile, și vă duc cu gândul în cartea Geneza, în momentul actului creaționist, Scriptura spune foarte clar că Dumnezeu a făcut totul perfect. Există superlativul creației. Și superlativul creației este foarte bine. Dumnezeu s-a uitat la toate lucrurile pe care le crease și în momentul în care a trebuit să pună o etichetă creației, eticheta creației a fost: toate lucrurile au fost foarte bune. A urmat un Geneza 3, a urmat o cădere și după ce a urmat căderea omului, vă citesc din Geneza, din capitolul 3, din discuția pe care Dumnezeu are ca și consecință a omului care a căzut. Deci în starea inițială n-a existat suferință. În starea inițială n-a existat necaz. În starea inițială n-au existat lacrimi. În starea inițială n-a existat nici suferință trupească și nici suferință sufletească. În versetul 16, Geneza, capitolul 3, femeia i-a zis: voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Versetul 17, omului i-a zis: fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci, deloc blestemat este acum pământul, cu multă trudă. Originalul ebraic este același care este tradus cu durere în versetul 16. Dacă vreți, cu multă durere să-ți scoți hrana din el în toate zilele. Cu alte cuvinte, suferința este parte a existenței noastre. N-a fost ideea lui Dumnezeu, dar este o consecință a căderii omului în păcat. Spun toate lucrurile acestea pentru că, pe lângă această teorie a celor ce îmbrățișează Evanghelia Prosperității, în urmă cu poate aproape 100 de ani, poate și mai bine de 100 de ani, în Statele Unite ale Americii, a pornit o altă mișcare numită știința creștină. Știința creștină este aceea care pune foarte mare accent și are noțiuni de, eu știu, de spiritism, de yoga, de fel și fel de lucruri care astăzi vin și bulversează, aș putea spune, din punct de vedere spiritual, lumea. Știința creștină este aceea care vrea să inoculeze un fel de gândire pozitivistă. Și ce spune aceasta? Spune în felul următor. Spune că nu suferi și nu suferi. Gândește pozitiv. Chiar dacă durerea este la maxim, tu spune că nu suferi și nu suferi. Frați și surori, toate acestea nu sunt nimic altceva decât erezii. Și mai devreme sau mai târziu ne vom confrunta cu ele. Fiți fără frică că vor veni efectiv și vor asalta și gândirea noastră și găsesc adepți. Dacă a rezistat mai bine de 100 de ani și dacă s-a transformat din poate știința creștină într-o teorie a Evangheliei Prosperității și așa mai departe, va veni efectiv și peste noi, poate peste noi cei care suntem într-o maturitate spirituală mai greu să ne doboare. Dar celor tineri poate va veni și le va inocula gândul acesta. Tocmai de aceea, în această dimineață, stau înaintea dumneavoastră, abordând pasajul acesta și făcând înaintea dumneavoastră o teologie a suferinței, așa cum o găsesc pe paginile Sfintelor Scripturi.
Vă aduc aminte de câteva pasaje și am căutat cu grijă să aduc înaintea dumneavoastră pasaje care vorbesc în mod special de oameni care au avut o relație specială cu Dumnezeu și totuși au trebuit să treacă prin suferință. Vă rog, rețineți! Suferința în viața celui credincios este o realitate. Am vrea să nu fie. Ne-ar plăcea să nu fie suferință, să nu fie problemă, să nu fie boală, să nu fie probleme sufletești, să nu fie, eu știu, lipsă de nimic care să cauzeze un necaz sau o întristare. Ne-ar plăcea să existe așa ceva, dar realitatea este cu totul și cu totul alta și nu putem nega. Nu suntem adepții gândirii pozitiviste în sensul neagă realitatea și ea nu există. Nu neagă realitatea, ci recunoaște realitatea și abordează-o. Amin. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Recunoaște realitatea, asta este, și abordează-o cu maturitate. Am căutat cu grijă, spuneam, câteva pasaje din Scriptură. Gândiți-vă, vă rog frumos, la poporul Israel, 430 de ani în robia egipteană. Știți că în momentul în care Dumnezeu intervine și îi scoate cu braț tare, îi scoate în mijlocul unor necazuri și a unor suferințe, Dumnezeu a auzit gemetele lor, zice Scriptura. Strigătele acestea care le smulgea robia s-au suit până la Dumnezeu, iar în momentul în care Dumnezeu îl cheamă pe Moise să-l mandateze să meargă în Israel, să meargă să-i libereze Israelul din Egipt, spune în felul următor: am văzut asuprirea poporului care este în Egipt și am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui, căci îi cunosc durerile. Când apostolul Pavel face o analiză a sfinților Vechiului Testament și ia bărbați deosebiți și femei deosebite care l-au slujit pe Dumnezeu, Evrei, capitolul 11, versetul 36, alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare, au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați în cojoace, în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Asta a fost starea oamenilor lui Dumnezeu. Cei despre care vorbește apostolul Pavel aici și îi prezintă în lista aceasta a galeriei sfinților, n-au fost oameni care n-aveau o relație cu Dumnezeu, dimpotrivă, sunt oameni care sunt figuri emblematice și date exemple pentru noi cei de astăzi, în ceea ce privește relația specială cu Dumnezeu. Știți care a fost caracteristica definitorie a existenței lor, a vieții lor, a mersului lor în această pribegie? Suferință, necazuri și probleme. Nu vreau în dimineața aceasta să am înaintea dumneavoastră un mesaj negativist încât să aduc întristare, dimpotrivă. Cred că tocmai de aceea Scriptura este aceea care are o astfel de abordare, pentru că vrea să ne pregătească într-o atitudine corectă. Când am prezentat înaintea dumneavoastră și am vorbit despre teologia suferinței, mi-a pus întrebarea, atunci când mi-am formulat gândul acesta, oare la ce se referă o astfel de teologie? Care este scopul unei astfel de teologii? Și cred că teologia suferinței răspunde la două întrebări importante. De ce și pentru ce? De ce totuși suferință și care este scopul? De ce suferință și care este scopul suferinței? Mă mai duc aminte de încă un exemplu de pe paginile Sfintelor Scripturi peste care nu pot să trec. E vorba de persoana Domnului Iisus Hristos. Isaia îl vede în urmă cu aproape, ca înainte de întrupare, cu aproape 700-800 de ani. Știți cum îl numește Isaia pe Domnul Iisus Hristos? Om al durerii și obișnuit cu suferința. Om al durerii și obișnuit cu suferința. De ce totuși suferință? De ce trebuie și cel credincios să treacă prin necaz? Textul din dimineața aceasta aș putea spune că este un răspuns pe care ni-l dă Scriptura, ni-l dă Dumnezeu. Cred că, în primul rând, Dumnezeu îngăduie, pentru că suferința, să știți că nu este dorința lui Dumnezeu pentru noi, dar este îngăduită de Dumnezeu. Și întotdeauna când Dumnezeu îngăduie un lucru în viața cuiva, îl îngăduie întotdeauna într-un scop cu totul și cu totul bine definit. Poate nu reușim să-L înțelegem pe Dumnezeu în măreția Lui, în felul în care lucrează. Când s-a uitat David, vă citesc din Psalmul 139, când s-a uitat David la tot ceea ce înseamnă lucrarea lui Dumnezeu, la măreția lucrării lui Dumnezeu, a exclamat, Psalmul 139, versetul 17, spunând că atât de mari sunt gândurile, cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor.
Ar fi încercat David să pătrundă parcă în gândirea lui Dumnezeu, dar n-avea cum. Pentru că Dumnezeu este acela care este deasupra posibilităților noastre de înțelegere. Și fac aici o mențiune foarte importantă înaintea dumneavoastră în dimineața aceasta. Frați și surori, dragii mei, Scriptura nu ne cheamă să căutăm să-L înțelegem pe Dumnezeu, pentru că nu vom putea. Scriptura ne cheamă să căutăm să ne încredem în Dumnezeu, să credem în Dumnezeu. Și aici este secretul rezolvării problemelor noastre, într-o atitudine corectă vis-a-vis de ceea ce așteaptă Dumnezeu de la fiecare dintre noi. Nu vom reuși să-L înțelegem, cât de nepătrunse mi se par gândurile tale. Gândiți-vă, vă rog frumos, că vorbim de infinit, noi finitul. Gândim de nemărginit, noi mărginiții. N-avem cum să-L pătrundem și să-L înțelegem pe Dumnezeu. Dacă ar fi să ne întrebe cineva, vrei să treci prin suferință? Toți cei care suntem în dimineața aceasta aici, în ciuda faptului că comemorăm suferințele și patimile Domnului Iisus Hristos într-o dimineață cu o încărcătură spirituală atât de deosebită pentru noi, toți cei din locul acesta am evitat, dacă se poate, suferința. Într-una din cântările care le cântăm uneori, s-ar putea să mai și greșim în versurile pe care le spunem, da? Spune că El ne scapă de necaz. Nu ne scapă de necaz. El ne scapă din necaz. El este cu noi în mijlocul problemelor, în mijlocul necazului. Totuși le îngăduie. Un prim lucru pe care l-am înțeles uitându-mă la textul din dimineața aceasta este acesta. Prin suferință sau rolul suferinței în viața celui credincios, dragii mei, înseamnă și maturizare și desăvârșire spirituală. Dumnezeu este acela care lucrează la maturizarea și desăvârșirea noastră spirituală prin metoda aceasta. Versetul 9 și versetul spune în felul următor. Ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim. 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 9. Încă ne spunea gândul că trebuie să murim. Pentru ca să ne punem încrederea nu în noi înșine, ci să ne punem încrederea în Dumnezeu care învie morții. Ce am înțeles din versetul acesta? A fost un moment, probabil, când apostolul Pavel și ceilalți au gândit într-un fel. Au trecut poate prin diferite experiențe, dar experiențele au venit și altele, mult mai mari, mult mai adânci. Ca experiența aceasta din Asia despre care vorbește el. Și la un moment dat, uitându-se la neputințele lui, uitându-se la soluțiile pe care le are, își dă seama de falimentul lui. Zice, în momentul acesta, oricare ar fi încercarea mea de a rezolva problema, nu se poate face nimic. Singurul lucru pe care trebuie să-l fac într-un moment ca și acesta este să-mi pun toată nădejdea în Dumnezeu. Mărit să fie numele Domnului. Frați și surori, există un scop al lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Și scopul acesta este acela al maturizării noastre spirituale. În Romani, în capitolul 8, Scriptura spune că, versetul 29, Romani 8 cu 29, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât, a decretat cu alte cuvinte, mai dinainte, să fie asemenea chipului Fiului Său. Cu alte cuvinte, Dumnezeu prin toate lucrările pe care le facem, tocmai de aceea apare versetul 28 înainte de versetul 29 pe care l-am prezentat înaintea noastră. Știți ce spune versetul 28? Pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează, adică toate experiențele prin care trecem. Aș vrea să înțelegem că experiențele pe care le avem, suferințele, necazurile, problemele cu care ne confruntăm, în lume veți avea necazuri, de o natură sau de alta. Toate aceste experiențe prin care Dumnezeu îngăduie să trecem, toate acestea lucrează într-un scop bine definit în viața noastră. Pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună. Știți ce înseamnă toate lucrurile lucrează? Și cele care nu ne plac. Și cele care ne creează disconfort. Și cele care ne fac să ne ascundem undeva și poate să plângem. Pentru că n-am fi dorit să se întâmple poate niciodată lucrul acela. Dar la un final, că va fi un final, toate lucrurile acelea, ne vom da seama că de fapt au fost spre binele nostru. În momentul în care Dumnezeu îngăduie în viața noastră un eveniment pe care noi îl numim poate suferință, necaz, așa cum îl relatează apostolul Pavel aici, el vine și spune, Dumnezeu prin necazul acela a lucrat maturizarea mea, a lucrat la formarea mea, a lucrat la disciplinarea mea. Am început să-mi pun tot mai mult încrederea în Dumnezeu. Știți când ajungem să strigăm din toată inima către Dumnezeu?
Când ne-am dat seama că toate sursele și resursele noastre sunt la pământ. În momentul în care avem tendința noastră să încercăm să ieșim noi biruitori din situație, să ținem noi controlul. Am stat de vorbă săptămânile trecute cu cineva care mi-a zis: vreau eu să pot să fac lucrul acela. Și am zis: niciodată nu o să pot să-l faci. Cu cât te încrezi mai mult în Dumnezeu și lași pe Dumnezeu să fie Dumnezeu, cu atât mai mult vei vedea victoria și biruința în încercarea respectivă. Dar cu cât mai mult vrei tu să controlezi lucrurile, exact ca în situația aceasta, să ne punem nădejdea nu în noi, și să ne bizuim pe Dumnezeul nostru, care poate să lucreze și poate să răstoarne într-un mod cu totul și cu totul spectaculos situațiile în viața noastră. Suferința n-ar trebui să însemne îndepărtare de Dumnezeu. Și suferința și necazul ar trebui să însemne apropiere tot mai multă de Dumnezeu și o schimbare profundă în relația dintre mine și El. Putem spune în dimineața aceasta: ajută-ne, Doamne, la locul acesta? O maturizare. Dacă după 20 de ani de pocăință suntem aceiași și nu s-a întâmplat nimic, în ciuda faptului că am trecut prin atâtea și atâtea și nu ne-am maturizat și n-am crescut, am rămas tot la stadiul de pipernicit spiritual, iertați-mi expresia, înseamnă că n-am înțeles nimic din ceea ce înseamnă viața de credință și umblarea cu Dumnezeu în fiecare zi. Dar dacă după 20, după 30 de ani ar trebui să se vadă de fapt schimbarea imediat, o schimbare de atitudine, și apoi aceasta crește. Dacă vreți, astăzi mai matur ca și ieri, mâine mai matur ca și astăzi, poi mâine mai matur ca și mâine, și în fiecare zi există progresia aceasta spirituală, o creștere în ceea ce privește relația dintre mine și Dumnezeu. Adică renunț tot mai mult la ceea ce eu știu să fac, bazându-mă tot mai mult pe ceea ce Dumnezeu poate să facă. Spune Apostolul Pavel aici în felul următor, și vă recitesc acest verset 9. Atât de grea a fost suferința, cât ne puneam gândul că trebuie să și murim. De ce? Să nu ne punem încrederea în noi înșine, ci să ne bizuim tot mai mult pe Dumnezeul nostru, care poate să facă totul. Măriți să fie numele Domnului. Aduceți-vă aminte, frașisilor, de Iov și de experiența lui Iov. Se spune aici de Ilie că atunci când Iacov abordează personaje emblematice ca și suport sau ca și exemplu, la rugăciune îl pune pe Ilie. Deși s-au rugat foarte mulți în Scriptură, să știți. Nu există om al lui Dumnezeu care să nu se fi rugat. Dar Iacov nu abordează numai problematica rugăciunii, ci Iacov abordează și problematica suferinței. Și interesant că din toată galeria de sfinți ai lui Dumnezeu care au trecut prin probleme și prin suferințe, Iacov îl ia ca și exemplu pe Iov. Și spune: ați auzit de suferința lui Iov și de răbdarea lui Iov și ce binecuvântare i-a dat Dumnezeu. Știți ce spune Iov la finalul suferinței lui? Iov, capitolul 42, versetul 5 și versetul 6. Iov 42. Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum, în timpul acesta al suferinței, și n-a fost ușor, da? Să treci dintr-o dată de la tot la nimic, să ai, eu știu, atâta și atâta posesiune plus familie atât de binecuvântată și dintr-o dată să ajungi într-o stare de plâns, tu cel care erai într-o poziție cu totul și cu totul aparte, o răsturnare de felul acesta, nu este ușor, să știți. Sunt oameni care nu știu să se adapteze de la rău la bine, sunt oameni care nu știu să se adapteze de la bine la rău. După ce a trecut prin toate examenele acestea, el vine și spune: urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine, mi-e rușine de mine și mă pocăiesc în țărână și în cenușă. Vreau să vă spun ceva. Termenul de pocăință aici în dreptul lui Iov nu înseamnă în sensul că las păcatul și vin la neprihănire, pentru că Iov era un neprihănit. Ci Iov a fost în momentul acela când a trecut prin experiența aceasta, Iov a avut o metanoia, o pocăință într-o schimbare de gândire. Doamne, până aici, uitându-mă la mine, mi s-a părut că sunt tare, mare și grozav. Pentru că auzisem vorbindu-se de tine. Aveam un nivel al cunoștinței, un nivel al revelației despre tine. Dar după ce am trecut prin toată frământarea aceasta, după ce am trecut prin toată problema aceasta, acum te-am și văzut altfel. M-am maturizat, m-am schimbat, m-ai transformat, ai lucrat în viața mea și m-ai dus la o altă stare. De aceea mă pocăiesc, îmi schimb gândirea. Gândesc altfel despre tine, Doamne. Am aprofundat relația cu tine. Sunt mai aproape de tine. Și Dumnezeu l-a binecuvântat. Pentru că a fost omul care a înțeles că scopul suferinței
n-a fost îndepărtarea, ci maturizarea, desăvârșirea. De ce îngăduie Dumnezeu suferința în viața unui credincios? Ne-am așteptat probabil să nu fie suferință, ci totul să fie roz, să fie frumos. Am cântat cântarea care spune: în cer pe flori nu poți fi dus când alții s-au luptat. Și unde luptă întotdeauna este problemă, este suferință. E adevărat că numai după luptă-i cununa. De ce îngăduie Dumnezeu suferința? Un al doilea lucru pe care l-am înțeles uitându-mă la textul din dimineața aceasta este faptul că Dumnezeu, în cunoștința Lui, lucrează și în felul acesta. Pentru ca să putem să fim suport și îmbărbătare pentru alții. Nu știu dacă v-ați gândit la aspectul acesta. Pentru ca să putem să fim, Dumnezeu îngăduie o situație pe care poate nu ne-am dorit-o, pentru ca mai apoi să ne folosească în contextul acela a îmbărbătării și încurajării altora care la un moment dat vor trece printr-o situație similară cu a ta. Ascultați-vă rog frumos ce spune versetul 4. Zice așa: Dumnezeu ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Foarte interesant. Vă spun sincer, am stat și m-am gândit la versetul acesta și am dat slavă lui Dumnezeu că am înțeles încă o dată ce înseamnă Eclesia. Eclesia mă refer aici la Biserica lui Hristos, nu mă refer la o anumită biserică locală. Eclesia înseamnă adunarea cetățenilor împreună care simt unul cu altul, care interacționează unul cu altul. Asta e Biserica lui Iisus Hristos. Și îngăduie Dumnezeu într-o biserică, la un moment dat, o situație, pentru ca, trecând prin situația aceea, tu maturizându-te, să poți să fii de folos pentru altul care mai devreme sau mai târziu va trece printr-o situație similară cu a ta. În urmă cu ceva timp am participat la un serviciu de înmormântare. Doi părinți își conduceau pe ultimul drum unul din copiii cu care Dumnezeu i-a binecuvântat. Asta s-a tot fie în urmă cu vreo 2 ani de zile. Apoi, după un an și ceva, am fost iarăși în biserica aceea, am stat de vorbă cu părinții aceia. E adevărat că erau zdrobiți. Dar știți ce mi-au spus când am stat de vorbă cu ei? Am vorbit și atunci, după ce a fost înmormântarea, au vorbit și alții după ce a fost înmormântarea. Au trecut ani, să zic așa, sau o perioadă, poate aproape un an de zile. Și după un an ne-am întâlnit din nou și a zis, zice: frate Gabi, ceea ce mi-a dat putere să trec și să merg înainte, n-au fost nici predicile, n-au fost nici cuvintele pe care le-am auzit de la unii sau de la alții, ci a fost faptul că la un moment dat am fost căutat de o familie care și ei și-au condus pe ultimul drum un copil. Și momentul în care familia aceea, care a trecut printr-o experiență similară cu a mea, frați și surori, n-ai cum să-l înțelegi pe un... E adevărat, poate că undeva la nivel mental înțelegem suferința cuiva, ne uităm și vedem că trece printr-o problemă, spunem, săracul de el suferă. Dar știți cine îl va înțelege cel mai bine și poate să-l sprijine cel mai bine? Cel care a avut o experiență similară cu a lui. Ăsta îl poate înțelege cel mai bine. Tocmai de aceea apostolul vine și spune: Dumnezeu îngăduie în viața ta. Tu ești mai matur, tu ești mai mare, tu ești mai tare. De ce a îngăduit Dumnezeu în viața lui Iov 10 decese? Știți de ce? Pentru că Iov a putut să ducă niciodată, țineți minte ce vă spun în această dimineață, niciodată Dumnezeu nu va gândui în viața noastră mai mult decât putem duce. Și în momentul în care îngăduie ceva în viața noastră, Dumnezeu este lângă noi și ne ajută să ducem până la capăt. Măriți să fie numele Domnului. Asta e lucrarea lui Dumnezeu. În contextul acesta în care apostolul Pavel vorbește despre suferință, despre necaz, despre întristare, despre probleme, el vine și spune: Dumnezeu în primul rând a lucrat maturizarea noastră. Ne-am pus tot mai mult încrederea în El, ne-am bizuit tot mai mult pe El, mărează-mi tot mai mult pe Dumnezeu. Ajunge Pavel la un moment dat să zică: am rămas singur, dar nu sunt singur, că Dumnezeu e cu mine. A crescut, s-a maturizat. Să nu credeți că dintr-o dată prin teologie a fost matur spiritual la 30-30 de ani când s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Pentru că el spune la un moment dat, zice: m-am deprins să fiu mulțumit, adică m-am disciplinat. Sunt lucruri care se învață. Și le învățăm așa în fiecare zi, încet, încet, până când ajungem la starea de om mare. Asta așteaptă Domnul de la noi. Îngăduie Dumnezeu în viața noastră un anumit lucru, ne maturizăm, pentru ca la rândul nostru să fim suport pentru alții, să fim încurajare pentru alții, să putem să îi îmbărbătăm și noi pe alții, să îi ridicăm pe alții.
Tocmai de aceea spun în această dimineață lucrul acesta pe care îl cred din toată inima. Atunci când trecem printr-un necaz și o problemă, frați și surori, n-ar trebui să ne izolăm. Și ar trebui să ne căutăm poate tot mai mult unii pe alții și să încercăm să ne îmbărbătăm tot mai mult unii pe alții. Dacă ceva lipsește astăzi Bisericii lui Hristos, atunci cred că lipsesc acei oameni care au darul acela de îmbărbătare, de ridicare, ca să putem să mergem uneori înainte prin toate impedimentele vieții. O ușoară viața aceasta. Și cred că cel mai bine poate să spună lucrul acesta cei care au deja migdalul înflorit. Eu încă n-am intrat chiar în categoria aceasta, dar vin și eu după dumneavoastră. O ușoară viața aceasta. Dar parcă e mult mai ușor treci peste situații și peste probleme atunci când știi că cineva e lângă tine, te ajută, te ridică, te îmbărbătează și mergi înainte spre ținta finală, care este împărăția lui Dumnezeu. Aduc aminte de ceea ce spune Apostolul Pavel, vorbind tot de suferință în contextul acesta, Faptele Apostolului, capitolul 14 și versetul 22, în împărăția lui Dumnezeu, frați și surori, intrăm prin multe necazuri. E un dicton pe care biserica l-a știut, pe care apostolii l-au știut, l-au enunțat și au spus în împărăția lui Dumnezeu, adică spre ținta finală, spre locul acela spre care tindem cu toții. Nu intrăm oricum în pas de defilare, ci intrăm prin multe suferințe. Important e că intrăm. Dumnezeu să ne ajute pe toți la aceasta și să ne binecuvânteze. Pe de o parte, frați și surori, atunci când Dumnezeu îngăduie o suferință, înțeleg din acest pasaj, 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 3, 11, că îngăduie un scop al maturizării noastre, al disciplinării noastre, al desăvârșirii noastre, din punct de vedere spiritual. Apoi o îngăduie pentru că ne și folosește în anumite situații ca și încurajare pentru alții care trec prin aceleași probleme la un moment dat, pentru că niciunul dintre noi nu este scutit de anumite situații, dar mult mai ușor poți să fii alături, mult mai ușor poți să-l înțelegi, mult mai ușor poți să-l îmbărbătezi pe cel care are o experiență similară cu experiența ta. Un al treilea lucru pe care l-am înțeles din textul acesta este că Dumnezeu îngăduie în viața noastră o anumită stare, necaz, suferință, spuneți-i dumneavoastră cum vreți, și pentru că dorește să aprofundăm tot mai mult relația dintre noi și El. Să-L cunoaștem pe Dumnezeu în toate aspectele sale. Uitați-vă, rog frumos, cum începe pasajul acesta cu benedicția aceasta. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Uitați-vă, vă rog frumos, în cele 14 epistole pauline și veți vedea că de foarte multe ori Apostolul Pavel folosește expresia aceasta și are această benedicție, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Fie începe cu această benedicție, fie finalizează cu această benedicție. Dar el nu se oprește aici, la acest aspect general pe care îl prezintă în cele mai multe din epistolele sale. Și are aici un detaliu, într-un context al suferinței, într-un context al necazului și într-un context al intervenției lui Dumnezeu. Apostolul Pavel subliniază aspecte ale cunoașterii lui Dumnezeu. Și asta vrea Dumnezeu, să știți, de la noi. Vrea să-L cunoaștem și să avem o relație tot mai profundă cu El. Vreau să te întreb în această dimineață specială, ultima dimineață în care stăm la masă cu Domnul. Care este relația dintre tine și El? Cât de profundă e? Știți că prin împărtășire aprofundăm relația noastră dintre noi și Domnul? Ne împărtășim pentru a avea viață veșnică? Ne împărtășim pentru a avea parte de învierea de apoi, de a avea parte de împărăția lui Dumnezeu. Toate acestea sunt benefice relației dintre noi și Domnul. Ascultați-vă, rog frumos, cum îl prezintă aici în text. Spune astfel: binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri. Părintele mângâierilor, unde în probleme, în necazuri, și Dumnezeul oricărei mângâieri, adică oricărei probleme și oricărei mângâieri. Ai nevoie de, ai o problemă sufletească, vreau să spun că El este Cel care poate mângâia sufletul tău. Ai o problemă familială, El este Cel care poate interveni și poate lucra în familia ta. Ai o problemă, eu știu, socială, este un Dumnezeu oricărei mângâieri, adică unde am nevoie de mângâiere, acolo este și Dumnezeu. Unde am nevoie de mângâiere, acolo este prezent și Dumnezeu. Ba mai mult, merge apostolul mai departe și spune: Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al echilibrului, un Dumnezeu care ține în control toate lucrurile. Așa aș vrea să-L vedeți pe Dumnezeu în dimineața aceasta, dragii mei.
Atunci când vom trece poate prin necazuri, prin probleme, prin frământări, de orice natură, să-L vedeți pe Dumnezeu în controlul tuturor lucrurilor. Știți ce spune El aici în versetul 5? După cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos, tot așa avem parte din belșug de mângâiere. Interesant. Adică ai parte de belșug de suferințe, da? Nu-i numai una, dar în același timp ai parte de belșug de mângâiere. Un Dumnezeu care ține totul în echilibru. Nu zice, îți dau mai multă suferință decât mângâiere. Am să vă spun ceva. Întotdeauna mângâierea lui Dumnezeu este mult mai multă decât suferința prin care trecem. Mărit să fie numele Domnului. Întotdeauna. Pentru că dragostea Lui este aceea care îl face să vină împreună cu noi și este gata să ne izbăvească și gata să ne binecuvânteze. Mărit să fie numele Domnului. Și un ultim gând, versetul 10, tot ca imagine, aprofundarea cunoașterii lui Dumnezeu, zice aici versetul 10, El ne-a izbăvit, ne izbăvește dintr-o astfel de moarte și avem nădejdea că ne va mai izbăvi încă. Știți ce fel de Dumnezeu avem? Un Dumnezeu care este cu noi și avem experiențe cu El, un Dumnezeu care nu se limitează doar la experiența noastră cu El, ci un Dumnezeu care, ori de câte ori vom trece prin necazuri, ne va izbăvi, ba mai mult, un Dumnezeu care va fi cu noi, indiferent de situațiile prin care trecem. Ne-a izbăvit, ne izbăvește și ne va izbăvi. Binecuvântat să fie numele Domnului. Frați și surori, suferința este o realitate. Ne place sau nu ne place, vrem sau nu vrem, asta este situația. Ea este o consecință a păcatului, nu este opera lui Dumnezeu. Este datorită căderii omului. N-aș vrea să avem gândirea aceasta să îl culpabilizăm pe Dumnezeu, să îl învinovățim, să spunem, Dumnezeu îi devină că e răul acesta. Știți că există oameni care îl învinovățesc pe Dumnezeu? Știți că există și teologia aceasta și gândirea aceasta deformată? Oameni care refuză efectiv să aibă o relație. Am cunoscut în mersul pe care l-am avut de multe ori în Israel, evrei mai ales, care efectiv sunt îndărădnici din toate punctele, oricum sunt ei îndărădnici, dar acum sunt mai îndărădnici. A zis, dacă tu ne vorbești de un Dumnezeu bun, de un Dumnezeu care ne iubește și mai ales e special în ceea ce privește relația dintre noi și El ca popor ale, de ce a îngăduit suferința? De ce a îngăduit Holocaustul? 6 milioane de evrei să moară, 1,5 milioane de copii. Unde-i Dumnezeu? Frați și surori, Dumnezeu este acela care n-a creat răul, l-a permis datorită căderii omului și uitați-vă că inima omului este rea în continuare, în ciuda faptului că Dumnezeu este plin de bunătate. Omul este în continuare rău și înclinat înspre rău. De aceea suferință, de aceea trec și cei credincioși prin probleme și prin necazuri, dar îl binecuvântăm pe Domnul pentru că știm că toate acestea sunt cu un scop. Și știm că toate acestea se vor termina. Și vreau să închei aducând înaintea dumneavoastră ceea ce eu consider o evanghelie. Chiar dacă uneori, probabil, în abordarea pe care o facem, nu-l privim neapărat ca un verset al Evangheliei. Dar în Evanghelia după Ioan, în capitolul 16, versetul 33, spune Scriptura astfel, Ioan 16:33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri. Frați și surori, știți că versetul acesta este o evanghelie. Evanghelia înseamnă vestea bună. Care e Evanghelia? Că vorbește de necazuri. Nimănui nu-i plac necazurile. Știți care e Evanghelia? În lume veți avea necazuri. Atât. Când se va termina cu lumea, se vor termina și cu necazurile. Măriți să fie numele Domnului. Dumnezeu le îngăduie aici în lume pentru că ne maturizează, ne pregătește pentru a fi o experiență pentru alții, o încurajare pentru alții, o îmbărbătare pentru alții, să simțim unii cu alții. Și apoi dorește să aprofundăm tot mai mult această cunoaștere cu El, cunoscându-L așa cum este El revelat pe paginile Sfintelor Scripturii. Dumnezeu pe toți să ne binecuvânteze. Amin. Frați și surori, vom încheia părtășia din această dimineață. Sigur, noi continuăm părtășia, m-am referit la primul serviciu divin. Am reținut că Dumnezeu este Părintele Îndurărilor și este Dumnezeul oricărei mângăieri. Și mai știm din Scripturi că toate lucrează împreună spre binele acelora care îl iubesc pe El. De aceea când trecem prin suferință să nu cârtim, să nu murmurăm și să nu-i reproșăm lui Dumnezeu. El știe de ce. El îngăduie să înceapă strântorarea și necazul. Și El este acela care va pune capăt tuturor lucrurilor. Important este noi să ne ținem de Domnul și să-L iubim din toată inima.
Și să înțelegem că toate lucrează pentru binele nostru dacă îl iubim pe El. Vă invit să vă ridicați și să ne rugăm lui Dumnezeu împreună, raportându-ne la mesaj, să rugăm pe Tatăl Ceresc, pe El care este Părintele Îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângăieri, dacă mai este vreo inimă nemângăiată, pot fi chiar mai multe. Dar mă gândesc că în general suntem bucuroși, suntem plini de bucurie, ne-am rugat și am avut o părtășie dulce în această dimineață. Dar dacă totuși mai este cineva trist, îndurerat, disperat, Dumnezeul tuturor îndurărilor, Dumnezeul oricărei mângăieri să lucreze cu putere, să schimbe întristarea în bucurie și apoi să continuăm părtășia din această dimineață, stând la masă cu Mântuitorul nostru, plin de bucurie, împreună să ne rugăm și să mulțumim Domnului pentru acest serviciu divin și să rugăm să rămână cu noi în continuare. Amin. Și harul Domnului Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi toți în veci. Amin. Vă rog să vă reașezați. Mulțumim Domnului pentru acest serviciu divin pe care l-am încheiat cu bine și urmează serviciul special de împărtășire din trupul și sângele Domnului Iisus. Îl salut pe fratele Cristi din Irlanda, Dublin. A venit cu câțiva însoțitori la noi. Domnul să vă binecuvânteze. Am văzut că și familia Șoncă a revenit pe la noi. Ei sunt și la noi și în Viena. Domnul să-i binecuvânteze. Și alți oaspeți, dacă mai sunt în adunare, Domnul să-i binecuvânteze. Urmează împărtășirea și fac un anunț legat de împărtășire. După rânduia la bisericii noastre, se pot împărtăși toți cei care sunt botezați în apă sau cu Duhul Sfânt. Membrii bisericii noastre, ca și oaspeții, ca și cei care ne vizitează, cu condiția ca cei care vin din alte locuri, sigur, condiția este și pentru ai noștri, să fie oameni născuți din nou, care se silesc în fiecare zi să se pocăiască și să se apropie de Domnul. Și bineînțeles că cei care se împărtășesc să nu fie puși sub disciplină în bisericile în care sunt membri. Urmează acum ca în timpul în care corul mixt cântă o cântare pentru lauda Domnului, să ne pregătim pentru acest moment de o importanță excepțională pentru viața noastră spirituală și chiar pentru veșnicia noastră. Corul cântă
și în timpul acesta, frații slujitori se pregătesc pentru această lucrare și noi rămânem în așteptare. Dacă cineva trebuie să iasă până afară, e momentul potrivit să iasă până afară, să revină apoi și cu toată inima să participăm la această lucrare sfântă. Scumpul meu Iisus,
Binecuvântat să fie Părintele tuturor îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângăieri, care îngăduie în această dimineață să ne apropiem de El într-un mod deosebit. Până la această oră ne-am rănit sufletele din cuvântul Domnului, am fost înviorați de cântările de laudă și ne-am rugat cu credință și credem că Domnul a ascultat rugăciunile noastre. A sosit momentul în care, într-un alt fel, să ne apropiem de Domnul și spuneam că într-un mod deosebit. Peste câteva minute ne vom împărtăși din trupul și sângele Domnului Iisus. E un moment extraordinar pentru aceia care îl iubesc pe Domnul din toată inima, pentru aceia care sunt una cu El, pentru noi care facem parte din Eclesia, Biserica Universală a Domnului Iisus, biserica despre care Mântuitorul a spus: eu zidesc biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Har și onoare pentru noi să facem parte din această biserică biruitoare a Domnului nostru Iisus. Ne rugăm Domnului și invit aici în față pe fratele Sorin Ilca și pe fratele Eugen Mercuțea. Ei se vor ruga pentru pâine și pentru rodul viței. Azima și rodul viței sunt puse înaintea noastră, noi ne rugăm pentru ele, apoi ne împărtășim din ele și credem că împărtășindu-ne, de fapt, ne împărtășim din trupul și sângele Domnului Iisus. Venim înaintea Ta, bunule Dumnezeu, cu recunoștință și Îți mulțumim că suntem aici în această dimineață. E harul Tău, e dovada dragostei Tale. E un nou motiv pentru care cu recunoștință venim și Îți spunem că simțim că ne ești Părinte și noi suntem copiii Tăi. Da, Doamne. Bunule Dumnezeu, Îți mulțumesc că și de această dată, în această ultimă lună a anului, ne-ai învrednicit și ne-ai ajutat să stăm la masă cu Tine. Da, Îți mulțumim, Doamne, că peste câteva momente vom avea în mână azima, Doamne. Noi suntem mulți, ea este una și simbolizează trupul Tău. Fă-mă, Doamne, să fiu una cu frații mei și ei una cu mine, Doamne. Leagă-ne pe toți în unitate, lanțul dragostei Tale, și atunci când ne părtășim, să simțim că suntem biserica Ta, biserica răscumpărată, Doamne. Dă azimei valoarea trupului Tău, acelui trup care S-a dat pe crucea Golgotei și a luat asupra Lui păcatul și boala noastră a fiecăruia în parte, Doamne. Prin credință fă atunci când ne împărtășim, Doamne, din trupul Tău, să putem cunoaște vindecare trupească și sufletească, Doamne. Despovărează inimi, Doamne, vindecă trupuri, ești același Dumnezeu cel mare, ai fost, ești și vei fi unicul Dumnezeu. Și Îți mulțumim pentru lucrul acesta. Noi suntem nevrednici de propriile noastre fapte, dar învrednicește-ne Tu să ne împărtășim, Tată. Noi am făcut cât am cunoscut și am putut, dar Tu ne cunoști în profunzime. Iartă păcatul nostru, cel cu știință și cel fără de știință, cel făcut intenționat și cel făcut accidental. Noi ne-am pocăit de ce ne-am amintit. Tu, Doamne, cunoști însă totul. Dacă e vreun păcat de care nu ne-am amintit și nu l-am adus înaintea Ta să-ți cere iertare, iartă-l acum, Amin. Tată. Și în vrednicia Golgotei, ajută-ne, Doamne, să ne putem împărtăși din trupul Tău, nu spre o sândă, ci spre viață veșnică, nu spre judecată, ci spre apropiere de Tine. Îți mulțumesc că M-ai ascultat, Dumnezeule, și venim acum și cu recunoștință, Îți mulțumim și pentru această onoare de a sta la masa Ta. Amin. Amin, amin. Te mai rugăm, Doamne, să binecuvintezi și rodul viței care stă înaintea noastră. Și binecuvintează inima și mintea noastră. Amin. Ca privindu-L să vedem prețul sângelui Lui Hristos pe care L-ai plătit pentru răscumpărarea noastră. Ca împărtășindu-ne din El să avem viață și viață din belșug. Și apoi, binecuvintează-i, te rog, Doamne, și pe cei care lipsesc dintre noi. Când li se va aduce acasă azima și rodul viței, fă, Doamne, să se împărtășească și ei cu vrednicie, cu credincioșie și cu folos. Te rugăm, Doamne, să binecuvintezi slujitorii Tăi, cei care slujesc la masa aceasta, și apoi pe fiecare dintre cei care alcătuiesc adunarea asta. Și fă-ne, Doamne, așa cum stăm astăzi la masa aceasta, să stăm într-o zi binecuvântată la masa Ta. Amin.
nădăjduim asta, ne pregătim pentru asta. Sfințește-ne Tu, Doamne, pentru asta și pregătește-ne Tu. Și îți mulțumesc pentru că le faci toate din belșug, pentru că te rugăm în numele Lui Iisus Hristos. Și Lui, și Ție, și Duhului Sfânt îi dăm slavă până în veci. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile și urmează să frângem pâinea și în timpul acesta cântăm și lăudăm pe Domnul. Îmi va rămâne în memorie o zi când s-a schimbat viața mea. Îmi va rămâne în memorie o zi când s-a schimbat viața mea. Ziua aceea mereu o voi ști, semnul iubirii e în ea. Prieten bun, minunat, iubitor, și surori, cu ajutorul bunului Dumnezeu ne vom împărtăși. După rânduiala bisericii, în timpul împărtășirii, se stă pe genunchi. Doar aceia care au probleme de sănătate vor sta
pe bancă, sau în picioare cum vor, dar pe bancă. Cei care pot, este bine să stea pe genunchi, în meditație și rugăciune. Gândul nostru să fie la Domnul Iisus. Să ne gândim când la El în Ghețiman, în lupta pe care a câștigat acolo pe genunchi, când la El pe Golgota, la bătălia aceea pe care a purtat-o pe vârful muntelui Golgota, acolo unde a câștigat și a realizat mântuirea noastră. În amintirea morții Domnului Iisus, ori de câte ori facem lucrul acesta, pomenim moartea Lui între noi până va veni El. Haideți să ne plecăm pe genunchi și, rămânând în meditație, rugăciune, să așteptăm pe robii Domnului care vor veni la noi și cu azima și cu rodul viței și să ne împărtășim cu îndrăzneală și credințe și, repet, mereu și mereu să ne gândim la Domnul Iisus și la jertfa sa de pe cruce.